să ne umple din Hristos. Amin. Eu sunt Gabi, care am păcătuit împotriva Domnului. L-am cunoscut cuvântul Domnului, dar Domnul a avut un plan și Dumnezeu duce planul are împlinire. Pe cine iubește, pedepsește. Slavă Domnului! Am trăit o viață amară. Acum vă spun că e amară. Înainte spuneam că era fericită. Am fost hoț, am fost cu tot felul de femei la produs. În toate țările am făcut mai rău de unde am fost. Niciodată nu am zis că Dumnezeu are ceva pentru mine. Nici nu m-am gândit niciodată. Dar mama s-a rugat, neîncetat, și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Și așa m-a purtat din țară în țară și m-a dus aici, în Austria. Mi-a vorbit Domnul înainte să mă treacă la suferință. N-am ascultat. N-am băgat prea mult de seamă. Și m-am dus la pușcărie, de acolo. Am zis că, Doamne, scapă-mă de aici, că m-am văzut mâna ta așa. Am văzut că mi-ai vorbit și n-am ascultat. Dumnezeu m-a scăpat după ceva timp și am o hotărâre să fac un legământ. Mă rog Domnului mereu și în fiecare rugăciune să mă întărească. Amin. Și să pot să rămân statornic și să fac cât mai mult voia Domnului. Amin. Așa că vă îndemn care vreți și care suntem de fapt în toți în casa Domnului. În seara asta nu suntem la voia Întâmplării aici. Dumnezeu are un plan. Amin. Poate că mâine uităm, dar El nu uită niciodată. El dacă te are în plan, vrea să ne întoarcă la pocăință, că pentru că ne iubește pe fiecare. Domnul Iisus a murit pentru toți. Vreau să vă spun că ceva timp în urmă am vrut, așa a lucrat cel rău. Am vrut să plec de acasă ca să îmi iau eu singur casă, să fac, să... Da. Și Domnul nu i-a plăcut ce am făcut. Și după aia eu am văzut că nu e bine ce am făcut. Și am zis că am luat hotărârea, am zis mai că plec, am plecat de fapt, nu știu ce, și mă duceam ziua și mă rugam pe munte, în parc, și am zis că, Doamne, cred că m-ai părăsit și m-ai lipădat. Și Dumnezeu m-a cercetat așa de mult și a simțit că Domnul nu m-a lipădat. Și am sunat căci bani nu mai aveam, am dormit pe la hotel, acolo, și după aia am sunat pe cineva să-mi caut casă, să-i închiriez o casă. Și din toți care am sunat, nu a știut nimeni decât o fată m-a chemat. Păi i-a zis că, da, eu știu o casă, dar până găsești casă poți să dormi la mine. O, am zis că e o capcană asta. Și m-am dus și m-am rugat Domnului, Doamne ajută-mă să nu... Știu că am păcătuit împotriva ta, dar pare să nu cad de tot. Și Dumnezeu nu m-a lăsat. Noaptea mi-a dat un vis și mi-a spus o voce. Gabriele, Domnul Iisus s-a răstignit pe cruce pentru păcatele tale. N-au avut niciodată vis de asta. Și a zis că și-a băgat chiroane în palme, bagă-ți și tu un cuisuc pe ele, măcar și vezi cum este. Am trezit și am zis, Doamne, fă ceva ca să pot să ies de aici și să mă duc să te slujesc pe tine iarăși. Și Dumnezeu așa a făcut, chiar a doua zi, mi-a pus dragoste în suflet, m-a întors acasă și mulțumesc Domnului. Slavă Domnului! Slavă Domnului!